Bun găsit, sunt Carmen Mandie și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Gigi Becali și Porumboiu sunt țărani, dar sunt frații mei, se amuză fostul golgheter al României, Wesley Lopez. Brazilianul care a scris istorie la FC Vaslui a mărturisit că cei mai bogați oameni din fotbalul autohton îi sunt prieteni și că așa îi alintă el. Wesley și Adrian Porumboiu au avut o relație cu Năbădăi, omul de afaceri trebuind în dese rânduri să-l țină din scurt pe brazilianul care a fost dorit și la FCSB de Gigi Becali. Când vorbesc eu țărân, că eu sunt țărân, nu vorbesc urât. Niciodată am vorbit urât. Eu sunt țărân. Dacă când sună pe Porumboiu, am sunat azi, am vorbit, ce faci, prietenul meu, ești țărân, ești bine. Bine, gata, și vorbesc cu mine, gata. Nimeni, eu niciodată, cine cunosc pe mine știe cum sunt eu. Dar ține voie de mai mulți Gigi Becali, Porumboiu, în fotbalul românesc? Becali nu, Becali ești nebun, dacă până acum nu a zis nimic. Se Porumboi sună pe mine, bă, unde ești, bă, ce faci, ești bine? Bine. Gigi Becali nu știu unde ești cu capul, să dormi, cred. Nu știu. Dar e fratele meu, de inimă. Amândoi sunteți prietenii meu și gata. La revedere. Deci facem un tur, mai ne uităm la niște prieteni, probabil la Viorel Izu. Da. Trecem la Sibiu, mergem la Dulca, la Dulca sigur mergem. Trebuie să mergem la bunic, bunicul meu. Andrei Miron și-a găsit repede echipă după ce a fost dat afară de Gigi Becali. Stopărul a pornit pe urmele lui Gabi Tamaș și a semnat un contract valabil pe 2 ani cu ocupanta locului 5 din Israel, Hapoel Haifa. Miron a evoluat în 23 de partide pentru FCSB în acest sezon, dar a ieșit din grațiile patronului. Deși mai avea contract până în luna decembrie, Becali nu a dorit să-l mai vadă sub comanda lui Toni Petrea. Fundașul se va prezenta vineri la noul club, iar fostul său coleg de la Botoșani, Alin Șeroni, se bucură pentru transferul lui Miron. Am plecat în Israel, pentru el, e o nouă experiență pentru el, trebuie să reușească acolo și să prindă echipa națională. E un fotbalist foarte talentat și mi-e place, am fost coleg cu el la Botoșani și mi-a plăcut cum a scăpat. Chiar dacă este malaxor de jucători, FCSB atrage ca un magnet. Fotbaliștilor din Liga 1 le este greu să spună nu unei eventuale oferte venite din partea lui Gigi Becali. Este și cazul lui Alin Șeroni, care în sezonul precedent a fost la un pas de transferul carierei. A fost dorit de FCSB, dar transferul a picat pe ultima sută de metri. Șeroni știe să se vândă, pot să fac față la nivelul de acolo, a dezvăluit fundașul central de la FC Botoșani. Am avut o ofertă, acum un an de zile am văzut două Gigi, mi-a dorit la FCSB, nu s-a reușit transferul, a rămas la Botoșani. Acum aia, după mine, dacă va fi nevoie sau va apela la mine, mă doresc, ar veni cu ceva mai plăcere. Nu depinde, am mai semnat un an la Botoșani. Dacă, chiar dacă lumea nu crede în mine, eu cred că pot să fac față la nivelul de la FCSB. La fază de fixe nu mai e problemă, pot să dau cap celușii domnului care e nevoie de putea și tantele să dea cu cap, deci mă încadrez. La 1,93 cred că e problemă. Se destramă haita, nici nu a retrogradat bine cu Dinamo, că și-a găsit echipă imediat. Cosmin Matei a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu proaspăta câștigătoare a Cupei României. Șepșii pare că trece printr-o amplă remaniere a lotului după ce a pus pe liber numai puțin de 5 dintre titulari. Acum Cristiano Bergodi vrea să-și întărească puternic ofensiva. L-am luat pe Matei. Cristiano Bergodi l-a dorit foarte mult și a fost încântat când a aflat că el a ales oferta noastră. Am înțeles că a mai avut o ofertă din Liga 1, dar și din străinătate. Ne dorim foarte mult să facem performanță și în sezonul următor, dar să avem un parcurs bun și în cupele europene. Ne mai interesează un atacant. Cu Safra încă lucrurile sunt împotmolite, deoarece ni se cer o sumă de transfer pe el. A spus Laszlo Dioșeghi pentru ProSport. Se țin lanț petrecerile în Liga 1. A fost noapte albă pentru Florinel Coman, care a petrecut până în zori. După ce în urmă cu o săptămână au anunțat că s-au logodit, Florinel Coman și Ioana Timofeciuc și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile, iar apoi au pornit fiesta. Pe lângă rude și numeroși prieteni le-au fost alături și foștii colegi de la FCSB, Denis Man și Olimpiu Moruțan. Florinel și Ioana au anunțat recent că vor deveni părinți. Nașii cuplului sunt Andrei Miron și soția sa. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, la revedere!